În actuala situație epidemiologică în care ne aflăm, autoritățile își doresc să protejeze un număr cât mai mare de bătrâni care fie nu au rude în oraș, fie nu au vecini dispus să îi ajute. Crucea Roșie Română, filiala Călăraș, îi ajută cu voluntari, iar primăria municipiului Călăraș cu transportul necesar. Pentru persoanele vârstnice care au nevoie de ajutor pentru a cumpăra cele necesare, alimente, medicamente sau produse de igienă, pot suna între orele 8 și 10 la numărul de telefon 0731 322 884. Vă va fi indicat numele voluntarului de Cruce Roșie care se va prezenta la dumneavoastră echipat corespunzător și instruit să vă protejeze. Se vor prioritiza de către acești voluntari nevoile dumneavoastră. Spre exemplu, vor fi prioritari bătrânii care își doresc medicamente decât cei care au nevoie doar de un singur produs alimentar. Livrările vor fi făcute între orele 10 și 14.